Cred că diferența principală în a scrie un roman și a scrie un scenariu este legată de stil. Atunci când scrii un scenariu, îl scrii știind că acel text va fi citit de oameni de specialitate aproape exclusiv. Știi că ceea ce scrii tu va fi citit de un regizor, știi că ceea ce scrii tu va fi citit de un producător, de un director de imagine. Cumva e baza pentru munca a foarte mulți alți specialiști care vin și se alătură proiectului și încearcă să-i dea o formă așa cum este filmul. Filmul este o muncă de echipă. De unul singur nu poți să faci un film și asta o poate spune absolut oricine a încercat să facă chestia asta de-a lungul vieții. Pe când atunci când vorbim despre o carte, lucrurile încep să devină un pic mai flexibile. Practic ești tu cu cititorul. Ceea ce vei scrie tu, sigur, va trece prin mâna unui editor și în cazul de față eu am avut marele noroc să colaborez cu un editor absolut minunat în persoana Justinei Croitoru de la Humanitas Junior, care cred că a îmbogățit senzațional de mult cartea. Practic nu ai nicio limitare. Diferențele se duc și în zona asta în care atunci când scrii pentru un film te gândești implicit la buget. Asta sigur dacă ești în România. Te gândești, ok, vreau să, zicem, dau o mașină peste cap în intersecție. Pot să fac asta din punct de vedere producție? Cel mai probabil poți, dar ai nevoie de foarte mulți bani. Pe când în carte imaginația este, poate să meargă liberă, poate să alerge și poți să faci anumite lucruri pe care scenariul de film nu le poate face. În ceea ce privește copacul dorințelor, amintiri din copilărie, povestea cărții este la fel ca cea din film. Cartea este o adaptare a scenariului pe care l-am scris împreună cu Matei Dima și cu Andrei Huțuleac și vorbește despre o fetiță de 12 ani, Mara, care este bolnavă și care, prin intermediul unui copac fermecat, ajunge într-o călătorie magică în universul Ion Creangă, în Humulești, unde trăiește amintiri din copilărie, se împrietenește cu Nică și descoperă foarte multe valori despre viață, despre speranță, despre solidaritate și despre lucrurile frumoase care trebuie să existe în fiecare zi în existența noastră, mai ales în aceste vremuri grele. Ne-am adunat cu toții în cabinetul de română. O sală de clasă spațioasă, cu lambriuri pe pereți și tablouri cu scriitori români, cum ar fi Caragiale, Eminescu, Creangă sau Ion Heliade Rădulescu. Lângă ele, fragmente din cele mai cunoscute opere ale lor. Stăteam în banca a treia de la perete, fixul portretului Creangă, scriitorul preferat al mamei. Când eram mai mică, mama îmi citea mereu poveștile lui, mai ales amintiri din copilărie. De aceea, pentru mine, amintirile sunt importante. Îmi plăcea să stau sub portretul lui Creangă, mă simțeam în siguranță acolo. Am impresia că dacă Creangă ar fi trăit în ziua de azi, clar ne-am fi împrietenit. La lucrare stăm fiecare în banca lui. Regulile stupide ale profii de română, atunci când dăm extemporale sau teze. Profa scria pe tablă subiectele de la lucrare. Mică și îndesată, cu riduri, părul nevopsit de multă vreme și îmbrăcată extrem de modest. Doamna Botea era una dintre cele mai exigente profe din școală. E de modă veche și urăște tot ce e nou, iar asta se simte în felul în cum predă. Practic, orele ei sunt îngrozitor de plictisitoare, fiindcă ne dictează non-stop, ceea ce e un efort serios pentru mână, dar nu și pentru creier. Zdrang! S-a auzit un zgomot brusc în clipa în care am ajuns înapoi în Humulești. Smaranda îl fugărea pe Nică prin curte cu o mătură și tocmai ce răsturnase străchinile din care mâncau găinile. Orătănile speriate de agitația din jur, dădeau să se ferească de furia picioarelor care răscoleau praful din bătătură. Mamă, că mă juruiesc că n-am luat-o eu! A spus panicat Nică. Ia n-auzi la el, se juruiește! S-a răstit Smaranda, încercând să-l altoiască cu mătura pe spinare. Zigzău lui Dumnezeu, mămucă! A continuat Nică, încercând să o calmeze. Nu te-a văzut ea, mătușta Măriu, că acum ai zburătăcit pupăza de pe ouă? Din om coace în pielițatule până nu iau culeșelul cela din ochniță și atunci om vedea altă vorbă. Nu-l slăbea Smaranda. Nică m-a zărit cum stăteam lângă poartă. A venit în fugă și s-a pitit în spatele meu, dar Smaranda nu știa de glumă. S-a repezit spre mine, încercând să-l prindă pe băiat. Devenisem un scut uman între cei doi, așa că mi-am zis să văd dacă pot să calmez spiritele. Doamna Smaranda! Tu du-te de aici, măi, fată! A țipat ea la mine. Doamna Smaranda! Am încercat eu să aduc lumina rațiunii în mijlocul nebuniei totale. Nu rezolvați nimic cu bătaia. Cercetătorii britanici au demonstrat că expunerea copiilor la violență are un impact negativ asupra dezvoltării lor, am explicat eu. N-am fost niciodată de acord cu violența domestică. Cartea a fost scrisă înainte de a începe producția efectivă a filmului.
Deci, în afară de faptul că știam în mare actorii care vor juca în film și am putut să scriu avându-i în minte, nu pot să spun că am fost foarte influențat de jocul lor, de felul în care ei au nuanțat scenariul în film, dar cartea este totodată surprinde scenariul în mai multe etape ale lui. Este o combinație între varianta de scenariu pe care am scris-o eu, varianta de scenariu pe care am scris-o împreună cu Matei Dima și la final, când a venit procesul de revizuire al cărții, am adăugat și acele elemente minunate pe care Andrei Huțuleac le-a adăugat poveștii. Deci, ca să răspund pe scurt, cartea este inspirată de scenariu, dar fiind scrisă înaintea filmului, veți găsi diferențe semnificative între carte și film. Așa că vă invit să cumpărați cartea pe de-o parte și să mergeți în cinematografe pe de altă parte, unde sper să vă placă povestea și unde veți face și o faptă bună, pentru că toate încasările generate atât din carte cât și din film vor merge către copiii care suferă de o boală incurabilă de la Hospice Casa Speranței.